e Ștefan Coască, cel care e legat de editarea acestei cărți, prin, după cum a menționat dragul Șolaru, vine mai aproape. Domnul Zegrea, veniți că vine de acum cartea noastră. Veniți aici ce? Ce s-a vorbit anterior despre cartea lui Dumnezeu Covaciu și despre cei ce au făcut punerea părinii. Eu și menționa și îmi pare rău că se duce în mitul că interpretarea lui Dumitru Covaciu ca istorie Bucovinei este una personală în multe privințe, fiindcă au trecut aproape 100 de ani. Sigur că în timpul respectiv au fost multe personalități, cu multe orgolii, multe ambiții, cu multe rivalități, că nu și-au acum rostul istoriei. Importă faptul în sine, deci că s-a făurit unirea și meritul tuturor celor care au participat este unul mare și nu putem să-i opunem pe Iancu Fondorului Ion Nistor. Într-adevăr, s-a declarat unirea la 27 octombrie în Consiliul Național care s-a avut loc în casa lui Isidor Bodea, dar mulți bucovineni atunci erau pe front în armata, au fost în armata austriacă care au dezertat sau care s-au refugiat în România și erau în armată, erau pe front, ca și Ion Nistor. Și acolo se lucra pentru unirea Bucovinei. Și acolo s-au creat comitete și Ion Nistor a avut un rol destul de important în această idee și unire. Desigur că mai târziu, după ce s-a produs unirea, aceste orgolii și interese diferite s-au manifestat într-un fel sau altul. Evident că puterea pe care au obținut-o cei care au fost până nu de mult, erau pur și simplu niște oropsiți sau erau, cel puțin, erau subalteri. Nu erau stăpâni acestui ținut și ei au venit la putere, au avut și amințeri, cum spunea și Stalin. Amințeri, da. Din cauza puterii. Totuși, rolul lui Ion Nistor a fost unul mare. El, deci, fiindcă congresul, de care, din evenimentul din casa lui Isidor Bodea, a fost unul fără rezonanță publică mare, aș spune. Păi era un grup de inițiativă. Da, atunci. Și care a avut, nu s-a făcut mare publicitate. Constituanta a avut importanță. Constituanta. Păi eu încă n-am ajuns la păstrat. De vorbesc de... Da. Iar congresul, vezi că aici e congres și astea două deci, sunt mereu disputate, știi? Ei au declarat unirea, dar n-au făcut încă nimic concret pentru unire. Armata Română. Au făcut apelul către rege și către Armata Română și numai după ce generalul Zadic a intrat cu trupele români în Bucovina, după ce au fost eliminați toți legionarii de care se vorbeau, care făceau, devastau orașul, a trebuit deci un act de legitimitate a unirii. Și legitimitatea sau actul de legitimitate este cel al Congresului care a avut loc la 28 noiembrie și la organizarea căruia, sigur că a avut un mare aport Nistor. Ion Nistor și cei care au venit din refugiu.